Proiectul a presupus reabilitarea clădirii fostului cinematograf Victoria, monument istoric, dar și valorificarea acestuia din punct de vedere arhitectural. Acesta s-a desfășurat în parteneriat cu o fundație din Irlanda și a avut o valoare de peste 7,5 milioane de lei. Atelierul intercultural Victoria cuprinde o sală unde pot fi vizionate filme în format 3D, se pot desfășura piese de teatru, expoziții de artă sau conferințe. Acesta va fi inaugurat oficial la începutul săptămânii viitoare. Cu acest prilej vor fi proiectate filme, vor fi organizate mai multe expoziții de fotografie, piese de teatru, o tombolă, un spectacol de muzică lăutărească veche, dar și un bal tematic, România în perioada interbelică. Activitățile se vor derula pe parcursul întregii săptămâni viitoare. Vorbim despre 5 zile de manifestări care vor debuta marți, 16 august, cu expoziția de artă fotografică, vorbim mai exact de expoziție de fotografii realizate pe raza orașului Slatina, de către locuitorii orașului. Apoi, marți, miercuri, va urma un spectacol de muzică lăutărească. Joi va fi un workshop pe teme de cooperare culturală, respectiv, mai exact, vor participa oameni de cultură din județ și din municipiu pentru a pune la punct o strategie, să spunem așa, în legătură cu viitoarele activități care vor avea loc în incinta atelierului intercultural Victoria pe viitor. Vineri va avea loc o piesă de teatru, vorbim despre Cerere în căsătorie de Cehov, pentru ca sâmbătă să totul să culmineze cu tombola expoziției de fotografii despre care tocmai am vorbit, urmată de vizionarea unui film mut din anii 1930, precum și organizarea unui bal tematic. Lucrările efectuate au presupus modernizarea vechii săli de cinema și a sălilor adiacente, montarea a două centrale termice, înlocuirea instalațiilor termice, electrice și sanitare, dar și amenajarea subsolului pentru găzduirea de expoziții și a curții interioare. Sala de cinema are o capacitate de 75 de locuri la parter și 20 la balcon.